Eroii filmului nostru, cireșarii, supranumiți astfel după numele cartierului în care locuiesc, au plănuit în vacanța mare o expediție în Peștera Neagră, cu gândul de a întocmi o hartă riguroasă a acestei grote, foarte puțin cunoscută și cutreierată. Cel mai interesat dintre toți în reușita expediției e, bineînțeles, cel mai mic dintre cireșari, Tic, pentru că aflase de la Moș Timofte, de paznicul liceului lor, că în aceeași grotă se află ascunsă o celebră cutie fermecată care poate să-l facă nevăzut pe posesorul ei. Dar cu toate insistențele și cu toate meritele sale recunoscute în sprijinul expediției, prietenii mai mari al lui Tic au hotărât să nu-l ia cu ei. În ultima clipă însă se părea că însă și expediția e în pericol, pentru că un anume Petrăchescu, cel mai renumit vânător din regiune, îi convinsese pe părinții copiilor să nu-și lase odrastele să colinde prin locuri bântuite de primejdii numai de el știute. Și tot Tic a fost acela care a contracarat ciudata acțiunea vânătorului, apelând la bătrânului prieten, Moș Timofte. Iar acum cireșarii sunt gata să pornească la drum, fără Tic, bineînțeles, respins de la participare pe motive de vârstă. Dar mezinul grupului e hotărât să-i urmeze cu orice risc. Aveți noroc, dar aveți grijă că până acolo e drum greu și nu s-a încumetat nimeni. Zombie, vino aici! Vino aici! Vino aici, zombie! De ce n-ai dat, mă, alarmă? De ce n-ai fugărit, mă, cocoșul prin curte să iau de-o cu curigul? Sau de ce n-ai făcut cu matanul tărăboi? Nu ți-a trecut și ție prin minte să vii la mine, să-mi latri la ureche? Prost ești, mă! Of, zombie! I-am pierdut pe cireșari. Cine știe pe unde au luat? Și asta numai din cauza ta. Pentru că ești un câine prost și blec. Și urât pe deasupra. Te uite tu, mă, vreodată în oglindă să vezi cum arăți? Și dă din coada aia ca o oaie. Marș, pleacă acasă. Pleacă! Hai, vala! Să nu vii cu mutra asta după mine. Să pierd eu expediția din cauza ta. N-ai plecat, mă? Cu cine vorbesc eu, zombie? Hai, hai vino, zombie. Hai să mergem amândoi acasă. Las că mergem la anul în expediție. Tic! Tic! Da, Timofte, dumneata! Tic, băiatule, eu sunt. Am venit să-mi iau la revedere de la voi. Uite, ți-am adus și o portocală.
E tot din partea direcției. Ce? Ai renunțat? Păi da, singur să mă... Ascultă-mă pe mine. Nu trebuie să te descurajezi niciodată. Uite, ăsta-i drumul expediției. Băieții de-abia au trecut. Dacă te grăbești, îi ajungi din urmă. Cu bine. La revedere și nu uita că te aștept. Da, hai să umbi mai repede. Te ajungem din urmă. La revedere! La întoarcere! Să-mi spui cum a fost în expediția bine voastră! Bine, nati, mofte! Cred că, Tic, la ora asta, încă mai are biberonul în gură. Dar eu cred că ți-ar fi ajutat foarte mult. Ce, biberonul? Nu, Tic. După ce ți-ar fi dus zanița în spate, te-ar fi ferești puțin din când în când. Mai aveți 5 minute. Vătura nu ne-ar ajunge nici 5 secole să-și termine spada. Hai, zombie, hai că nu-i greu. Trage aer în piept și potrivește-ți respirația. Hai, cu încredere, zombie. Hopa! Hai, zombi, curaj! Asta-i poteca! Opa, ține coada sus, că intră la apă! Hai, ce faci? Ăsta e altul! Hai, zombi, nu te rușine, ți-e frică! Dar ce fel de câine ești tu, mă, șuricar, pichine? Hai, uită-te la mine! Așa, cu curaj, bravo! Hai, încă un pas și acum stai! Hai, zombi! Of, cine m-a pus să te iau cu mine? Nu mai ajunge un rucsac în spate. Mai trebuia unul. Op. Haideți, băiți, forța, haideți! Aoleu, mamă dragă, îmi dau duhul. Și ăsta-i mizilicu, Dane. Mai avem până la desert. Aoleu, și când cât să mai fie până la desertul ăla? Vreo 5 km. Aoleu, 5 km. De ce nu l-ai luat și pe el? Pe cine? Pe Tic. Stabilise-mi să vină cu noi. Și tare mi-e teamă că... De ce te teamă? Dar unde-i ursul? N-avem ce face. Trebuie să acceptăm spectacolul propus de el. În drum ca ăsta? Hai, trebuie să-i prinde din urmă pe Cireșar. Nu pot să fie departe. Dacă o ținem în pasul ăsta, ajungem precis. Și fii atent la tehnica mea. În patru labe. Să nu julești blana că nu s-am luat alta de schimb. E, aici e mai greu. Totul e să nu te uiți în vale. Camețe și... Hă, ce faci, zombie? Vezi dacă te uiți în jos? Hai după mine! Bravo, ursule! Demonstrație de mare clasă! O, mi-a adus și flori, ce amabile! Nu sunt pentru tine, Dani. Flori de colț. Și pietrele astea sunt pentru colecția ta. Îți mulțumesc foarte mult. Dar mie nu mi-a adus niciun dar, ursule? Ba, ți-am adus și ție ceva. Ce? Hai să ne încep. E, acum nu pot să spun. Așteaptă-mă până diseară. Până diseară? Dar te asigur că e un dar care o să-ți placă. De ce până diseară? Haideți, băieți, mergeți! Vă ajung eu din urmă. Vreau să mă refac puțin. Ei, zombi, acum. Pe unde am luat-o, hă? Pe aici în sus? Sau pe cărarea asta? Așa vom merge și în peșteră. Forța înainte. Frumusețea și inteligența la mijloc. Ce drăguț ești, Onale. Și slăbiciunea la urmă.
Ce n-aș dă să fiu slab? La minte am vrut să zic. Da, ai și tu dreptate. Dacă eram mai deștept, te lăsa pe tine să care aparatele astea, TFF. Ursule, ce tot meșteri ăștia acolo? A, îți pregătesc surpriza promisă. Zumbi, pe aici am luat-o. Uite dovada. O foaie din revista pe care am dat-o eu lui Ursu. Chiar foaia cu jocul pe care l-am dezlegat eu. E clar, zombi! Pe aici au luat-o! Hai, după ei! Lasă, zombi! Mai avem puțin și intrăm și noi în porție. Ce, crezi că mie nu-mi e foame? Da, cine o să găsească cutia fermecată? Nu noi? Vezi, merită osteneala. Aoleu, nu mai pot, fraților. Lasă mai încet. Lasă, Dane. Te faci și tu, băiat frumos. Slăbești cu ocazia asta. Hai să ajungi ca o macaroană. Aoleu, ce-aș mânca niște macaroane. Dar tot cu mâncare. Băieți, propun să facem o mică discuție. Bună idee. Ne mai trage și noi un suflet. Hei, Usule, iar vrei să ne faci o demonstrație? Începeți fără mine, vreau să cercetez puțin terenul. Zumbi, ce-i acolo? Aruncă-l! O foaie din repusul meu. Alta! Mă, țângulică, ție nu ți se pare curios că găsim prin coclaurile astea numai foi din repusul meu? Păi tu știi ce înseamnă asta? Ăsta e un semn, mă, pisică. Un semn care ne arată că pe aici trebuie să o luăm. Hai, la drum, zombi! Băiți, am o idee. Numai una, mamă dragă. Una și bună. Ce-ați zice dacă l-aș propune pe Ionel, șeful expediției noastre? Ce-ți veni, Lucia? Eu cred că șeful expediției noastre ar trebui să fie cineva cu preocupări științifice. Victor, de exemplu. Mai bine, Dan. Ursule, tu ce părere ai? Vom alege conducătorul de seară, prin vot secret. Acum să mergem. Gata, țângulică! A sosit și masa de prânz. Ia uite! Pentru ticușor. Dar n-avea nicio teamă, ai și tu porția ta. Dar cine crezi că ne ajută? Ascultă ce spun eu. El trebuie să fie ursul. Bravo, patru băieți și m-a zis pe mine în frunte. Ei, și da, cu și mai merge și pe mergem mult, mamă dragă. Încă puțin, încă puțin. Să nu luați pe ăla care urcă pe munte, că... De unde știi tu? Ce facem atunci? Unde nu mai pot să văd. Haideți să luăm pe ceva. Da, haideți. Bună ziua, bună ziua, nene. Nene, care este cel mai scurt drum spre Pietroaia? Asta depinde, vă, copii. Cel mai scurt și mai scurt e ăsta din fața voastră. Da. Dar e pieptiș și voi, cum nu știți să urcați prea bine, îl faceți mai lung. Așa că luați-o pe dincoace, pe după munte. El e mai lung, dar nu vă ostenește așa. Și tot acolo ajungeți. Ha? Mulțumim, nene. Ei, haideți, băieți, haideți, că avem mult de mers. Trebuie să întindem serios pasul. Haideți. Hai, noroc. Hai, mă, Dane, mă, ce faci de tot rămâi în urmă? Ei, țungurică, acum am curcat-o definitiv. Cum o să o luăm? Ursul a cam uitat să ne mai lase vreun semn. Ce ne facem? O să o luăm pe aici, fie ce-o fi. Bravo, Dani! Așa voi mai repede! Niciun semn. Și nici o potecă. Nu mai știu pe unde o să o luăm. Zombie.
Ne-am rătăcit. Ce-i ursule cu tine? Parcă n-ai fi în apele tale. Să începem discuția. Mai întâi vom alege șeful grupului. Ursule, mă asculți? Apoi vom stabili câteva reguli pentru siguranța expediției. Iar la punctul 3 al ordinei de zi... Da, știm ce ne așteaptă, un pui de somn. Fii serios, Dane. Bun, să trecem la vot. Băieți, aveți creioane? Da, toți. Ursule, ce s-a întâmplat? Ce-i cu tine? Ai vreo altă propunere? Spună. De unde o ai? E sandwichul meu. Foaia! De unde ai luat-o? În pădure, am găsit-o în pădure. Ce-i cu asta? Fraților, s-a întâmplat ceva groaznic. Ce? Votul trebuie să mai aștepte. S-a rătăcit cineva în pădure. Asta-i, băieți. Rămâne așa cum a stabilit. Ne împărțim în trei grupe. Căutați peste tot, să nu vă scape nimic. Ne întâlnim aici peste jumătate de oră. Haideți, repede! Ușor, n-ai dat niște emoții. Mă, băieți, aveam aici un sandwich cu brânză. Nu l-ați văzut careva? L-ai mâncat, mamă, dragă. Cum o să-l mănânci? Eu nu știu ce fac. Ați văzut, mă, careva sandwich-ul al meu? Vrei și tu? Nu, mulțumim. Nesuferitule, măcar ai spus acasă că vii după noi? Nu, pentru că ei știau că sunt cu voi. Păi n-a vorbit Natimofte cu tata să plecăm amândoi în expediție, nu ți-i minte? Mai bine taci, nu trebuia să pleci de acasă. Cum să te las pe tine singură în conclaurile astea? Hai, nu vă mai certați. Victor, n-ai văzut tu cumva sandwich-ul al meu? Nu știu, mă. Întreabă pe zombi. Ursule, ți-ai și careu? Calitatea aleasă. 9 litere. 9 litere. Prietenie! Hai, ursule, hai și tu. Ursu, 2 voturi. Victor, 2. Ionel, 3. Ei, băieți, să vedem cum ne împărțim acum în grupe. Am aici 6 bilete. Pe 3 scrie afară, pe 3 peșteră. Ați înțeles, nu? Da. Dar de ce numai 6, mamă dragă? Ionel, fiind șeful nostru, intră de drept în peșteră, nu? A, da, ai dreptate. Hai, trageți acum. Cercați. Respectăm fetele. Cu curaj. Încercați-vă norocul. Hai, Victor. Bine, hai ceilalți. Hai, trageți.
Hai să... Ciufi, ofi! Maria, încearcă tu. Și dacă nu e peșteră? Încearcă totuși. Hai, ursule. Trebuie să... Eu ultimul. E, ai pus mâna ea la acum. Peșteră! Merg în peșteră! Of, s-au redus șansele, mamă dragă. În peșteră. Afară, pe munte. Afară. Bun. Al patrulea care merge în peșteră e Maria. Prima legătură TFF va avea loc peste o jumătate de oră. Da. Precum am convenit, orele de transmisie vor fi respectate cu cea mai mare strictețe. Evident. Deviți ceasurile. E fără 10. Da, exact. Acum haideți. Lucia, să aveți momentul de la revedere. Părțile sentimentale. Să aveți grijă de voi, este foarte rar de o peșteră. Da, da, bine. Cam cât să fie până la peșteră, nene? Nu știu, o să vedem pe drum. Ce ghinion am avut? Las că o să ne înțelegem noi, ticușor, prin aparat. Și fii sigur că o să ne întâlnim foarte repede. Bine. Hai, zombi, că ursul nu vine cu noi. Ai grijă de ei. Asta vreau să spun și eu. Cu bine, Victor. Hai, Victor, să-ți iei creanele în primire. Sunt cam grele, Victor. Poți să le duci? Și dacă nu pot, ce mă sfătuiești să fac? Hei, cu bine, băi, cu bine! Cu bine, pe care ursule! Peștera neagră. În sfârșit. De ce o fi zicând așa, Victore? Nu știu, Tigure. Lasă-mă acum, nu prea am chef de vorbă. Întreabă-l pe Ionel. De ce o fi zicând așa, mele? Uite-mi la benefici acele glisând. Poate de-aia fi zicând așa. A, da. Poate. Să știi că ai dreptate. Zumbi, nu-l lua înainte. Zombie, vino aici, că-i periculos. M-aș de aici. Tic, cheamă javra asta lângă tine, că poate scam lemnele pe așa o fac zebra. Hai, zombie, vino aici. Tocmai la intrare. Dacă ar cădea de aici, ar putea să asupe toată poarta. Probabil că în antichitate grota a fost loc de refugiu. Dar de ce s-o închide pe din afară? După mine, băieți. Pe aici. Urmează intrarea în primul salon. Bineînțeles dacă peștera nu s-a răzbunat pe hartă. Uite și primul salon. Înseamnă că harta se respectă, nu? Deocamdată. Păi, nu speram să văd așa. Tic, nu-l lua înainte. Te rog. Bine, șefule, bine. După dumneavoastră. Uite, uite. Ciufi aici. Poate. Aplecați-vă, băieți. Aul! Am luat o piatră la scăpurie. Ți-ai făcut saftea, ticule. Primul cucui. Sper să fie și ultimul. Pentru mine. Cam tare piatra asta, n-am ce zic. De când nu mai sunt la nimeni în peștera asta? Nu știu. În orice caz, de mult timp. Dar oare ce-o fi deasupra? Un urs, o Lucie și o mamă dragă. La bolovanul ăla pătrat este o prăpastie. Bine, lasă asta. Vezi mai bine câți pași sunt de aici până la bolovanul ăla de sus. La ăla? Da. Dar de ce, mamă dragă? Îți spun mai târziu, acum du-te. Ionel! Da, ce? Ia uite ce-am găsit!
Niște piese obișnuite, nătorăule. Le găsești în orice grădină. Toate aceste frumusețe sunt datorate apei și a bioxidului de carbon. Știu, care transformă calc în bicarbonat de calciu. Uf, dacă ai reduce ființa ta nesuferită la elementele de bază, hidrogen, oxigen, carbon, fosfor, pardon, fosfor nu prea, căci dacă ai avea ceva fosfor în creier, din când în când ți-ai mai ține și tu gura. Maria, Victor, veniți repede! Uitați ce am găsit! Pun mâna în foc! Sunt rămășițe de granit paleozoic! Păi, ziți-mă de treabă! Eu nu cred! Mă, găgăuță, tu știi ce vârstă au pietrele astea? 120 de milioane de ani! 120 de milioane de ani și un minut, pentru că de-abia de un minut l-am aranjat eu! 654 de pași! Adică câți metri? 523. Nu, nu se poate. Nici eu nu cred. Păi e imposibil. Păi cât fac 624 înmulțit cu 70? 654. Și de mulțit cu 80, mamă dragă. Mă, să știi că tu ești un genul topometric. Păi... Formidabil. Bun. Înmulțește în continuare cu 6. Da. Împarte la 4. Este... Cade 80. Da. Împarte din nou la 60. Câte secunde are un minut? Minut? Și îți va da exact 9:30, sau o jumătate de oră de când ceilalți au intrat în peșteră. Aaa. Concluzia? Trebuie să recepționăm primul mesaj. Da? Băieți, am dat de apă. De fapt, așa e notat și pe hartă. Pare foarte atât. Poate o prăfați o pută cu apă. Zobii, hai de aici. Dar cum o să înaintăm? Și nu e nicio altă cale. Brrr! E rece ca gheata! Eu nu las de ce în loc! Nici nu-i nevoie, ticușor. Pluta pentru ce avem? Ursul va face măsurătorile, iar tu da neverificările. Pardon! Vreau să mă admir și eu priveliștea. Dacă te-ai gândit puțin... Nu vreau să mă mai gândesc. Vreau să zburd, na! Și am să încep cu un dat modern. Ce vreți? Te uite așa... Mâna, te duce, ce nu faci, măi, dar... Dragi, nu, iartă-mă! Să-ți costă viața aici, dragi, ăsta. Aparatul! Mi se pare că s-a cam dus, dragi. Mai bine rupeam eu gâtul ăsta, e. Ar fi timpul să transmitem, să nu creadă cei de afară că mi s-a întâmplat ceva. Ține-o stâns, tipușor. Așa. Și locul mai bine în partea stângă. Lucia era punctuală. Mai încearcă. Dar nu știu textul. Stai mă, țumbin, la un loc. Tu nu vezi că avem treabă? Ăsta e textul. Explorarea se desfășoară normal. Am făcut pluta. Primele obstacole vor fi trecute ușor. După ce trecem lacul, ne apropiem de punctul terminus. Și mai transmite ceva. Ursule mie și Luțombi ne dor de tine și am vrea să ieșim în... Taci, mă, din gură, nu te mai amesteca. Stai la un loc, Luțombi. Dane, hai să mă ajuți. Trebuie să recuperăm aparatul. E imposibil, mamă dragă. N-ai văzut în ce prăpastie a căzut? Se poate recupera. Asta am văzut. Ursule, te rog să fii prudent. Fii fără grijă. Exact peste un sfert de oră vom afla ce se petrece în peșteră. Ce s-a întâmplat? Ați auzit? Da.
Da, a pornit ceva afară acolo. Ce a fost asta? Nu știu. Victor, vezi dacă cumva... S-a fi prăbușit ceva afară. Da, o stâncă probabil. Așa se pare. Ce ne facem, Victore? O să ieșim toți afară să vedem ce s-a întâmplat. Nu-i bună ideea, Ionel. Dar de ce? În niciun caz toți. Va merge doar unul singur. Bine, mă duc eu. Eu merg. Dacă nu revin peste exact o oră și nu intrați în legătură cu ceilalți, veniți și voi. Bine, dar... Ionel! Drum bun, Victore, și... Vino în pace! Vino în pace, repede! Victore! Victor, dacă vrei, ți-l dau și pe el. Nu, nu-i nevoie. Suntem groaznic. Un zburător a căzut pentru că o fată din loja a tipat. Așa că taci. Cu cei din peșteră. Poate. Prizonieri în peșteră.